Vă salut, dragi prieteni! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. În minutele următoare vă propun să descoperim împreună dezvăluiri uluitoare ale astronauților ruși. Imediat după terminarea celui de-al doilea război mondial, între superputerile Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, s-a declanșat o nouă luptă crâncenă, luptă pentru întâietatea cuceririi spațiului cosmic. Ca atare, Uniunea Sovietică a inițiat Cosmicescaia Programa SSSR, în traducere Programul Spațial Sovietic, care a cuprins etapele de dezvoltare a rachetelor și de explorare a spațiului, efectuate de fosta URSS începând cu anii 1930 și până la dizolvarea acesteia în anul 1991. Programul spațial și de rachete al URSS a fost realizat inițial cu ajutorul oamenilor de știință germani capturați, savanți ce fuseseră implicați în vestitul și mult avansatul program de rachete V, 1, 2 și 3. Corpul ingeresc sovietic era condus de savantul Constantin Tsiolkovsky, cunoscut și ca părintele astronauticii teoretice, iar Sergei Koroliov a fost șeful principalului grup de proiectare al rachetelor, dar și al accesoriilor cosmice. Printre alți mari savanți ruși care au contribuit enorm la Cosmicescaia Programa SSSR, s-au numărat Mihail Iangel, Valentin Glușco și Vladimir Celomei. De-a lungul celor 60 de ani de istorie cosmică, acest program, în mare parte militar, a fost clasificat. Și asta deoarece programul cosmic contribuise covârșitor și la dezvoltarea primelor rachete balistice intercontinentale. Printre importantele realizări și premiere, programul spațial sovietic se poate mândri cu primul satelit Sputnik 1, primul animal pe orbita Pământului, câinele Laika, trimis în spațiu cu Sputnik 2, primul om lansat în spațiu și pe orbita Pământului, cosmonautul Yuri Gagarin cu Vostok 1, dar și prima femeie în spațiu, Valentina Tereskova, prima ieșire în spațiu datorată cosmonautului Alexei Leonov, prima alunizare, ori selenizare cu Luna 2, etc. Rușii au mai trimis în spațiu și sonde interplanetare spre planetele Venus și Marte. De-a lungul programului spațial sovietic, nu puține au fost incidentele grave care au dus la moartea unor ingineri și astronauți. De cele mai multe ori, cauza morții nu a fost explicată clar, lăsând loc la interpretări diverse. Abia în urma politicii de dezgheț, politica de glasnost a lui Mihail Gorbaciov din anii 1980, și după prăbușirea din 1991 a Uniunii Sovietice, multe lucruri și fapte ascunse cu grijă au ieșit la iveală. Printre misterele păzite de NKVD, GRU sau KGB, se numără moartea lui Koroliov, dar și a lui Vladimir Komarov în prăbușirea navei Soyuz 1. Cea mai suspectă a fost moartea lui Yuri Gagarin, în urma unui accident de rutină, versiunea oficială, în timpul unui zbor de control cu un avion de reacție. Mai putem adăuga internarea într-un spital de psihiatrie a trei cosmonauți ruși, dar și suspecta explozie care a distrus racheta N1, rachetă ce urma să aselenizeze înaintea cosmonauților americani. Yuri Gagarin a fost primul om care a zburat în spațiul cosmic. În anul 1961, pe 12 aprilie, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu și pe orbita Pământului. A fost totuși un om controversat, oficialitățile sovietice refuzându-l inițial din cauza unei presupuse origini nobiliare, chiar țariste. Fiind însă cel mai pregătit astronaut, el, depășindu-l cu mult pe rivalul său la selecție, German Titov, a fost lăsat să zboare,
apoi fiind chiar decorat cu cele mai mari și importante distincții sovietice, printre care și cea de erou al Uniunii Sovietice. Însă, mai târziu, moartea lui Yuri Gagarin a stârnit numeroase controverse. Acesta a murit pe 27 martie 1968, după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbușit la 190 de kilometri de Moscova. În urma accidentului aviatic, și-a pierdut viața și instructorul de zbor, Vladimir Seriogin. Moartea lor ar fi fost provocată de către un alt pilot. Gagarin și Seriogin făceau o serie de teste cu un aparat de zbor MiG-15. Ancheta oficială a susținut că avionul s-a prăbușit după ce piloții ar fi încercat să evite un stol de gâște sau chiar un balon meteorologic. Pe vremea aceea se vorbea clandestin de alte variante ale morții lui Gagarin. Erau incriminate asasinatul, sinuciderea, dar și coliziunea MiG-ului cu un obiect zburător neidentificat. După anul 2000, un pilot, Alexei Leonov, și el cosmonaut, a declarat că moartea lui Gagarin a fost provocată de către un alt pilot. Știam că un avion era programat pentru testare în acea zi, dar trebuia să zboare la o altitudine de 10.000 de metri sau mai mare, nu la 4-500 de metri. A fost o violare a procedurii de zbor. Acest avion a făcut ca MiG-ul în care se aflau Gagarin și Seriogin să se învârtă și cei doi nu au mai reușit să-l stabilizeze. Și totuși, cum rămâne cu declarațiile lui Gagarin și Seriogin, care cu o lună mai devreme spuseseră că în timp ce testau un MiG, au prins pe radiomuzică și transmisii într-un limbaj codificat nepământean, cu certitudine extraterestru. Se știe că autoritățile ruse au încercat să mușamalizeze declarațiile celor doi și atunci ne putem întreba dacă accidentul a fost chiar accident sau a fost provocat. După anul 1990, după căderea URSS-ului, au apărut în presă declarații surprinzătoare ale unor astronauți ruși. Aceștia observaseră atunci când se aflau în spațiul cosmic fenomene interesante, neobișnuite și adeseori inexplicabile. Câțiva dintre aceștia chiar au îndrăznit să vorbească presei despre experiențele lor, deși astfel de acțiuni erau interzise de conducătorii programului spațial rus și nu numai de ei. În mod normal, un cosmonaut, atât rus cât și american sau de altă naționalitate, este antrenat și pregătit în cadrul unui program spațial pentru a conduce, a pilota și a se descurca în orice împrejurare. Oare? Cosmonauții sunt niște profesioniști, experți în domeniul atât de vast al călătoriilor spațiale. Este greu de crezut faptul că aceștia, și nu ne referim aici la unul sau două cazuri, ci poate la zeci sau chiar sute de cazuri, s-ar fi putut înșela cu privire la anumite fenomene misterioase care nu au putut fi explicate de știința actuală. Astfel, riscându-și practic carierele, cosmonauții ruși au vorbit pentru prima dată despre fenomene neobișnuite la care au fost martori în spațiul cosmic, cum ar fi, printre altele, obiecte zburătoare neidentificate, anomalii ale norilor, muzică și sunete misterioase, îngeri, șoapte atrăgătoare ca de sirene antice, ori mirosuri inexplicabile apărute de nicăieri. Pe data de 2 septembrie 1978, cosmonauții sovietici Vladimir Kovalyonok și Alexander Ivanchenko au observat umbra stației spațiale Salyut 6, proiectată pe stratul de nori. Umbra avea o interesantă culoare roșu-portocalie. Ceea ce este și mai uimitor este faptul că umbra își modifica mărimea. Cu câteva zile înainte, mai exact pe 25 august, tot ei observă nori verzi irizați, mov, roșiatici, albaștri și violet. În același timp, și alți cosmonauți sovietici
Vitali Sevastianov și Piotr Klimuk raportaseră prezența unor nori argintii, care semănau cu culoarea perlelor și care luau adesea forma aripilor unei lebede. Uneori erau când foarte lucioși sau strălucitori la margini, când transparenți sau chiar închiși la culoare. Cu toate cercetările, observațiile și analizele spectrografice, originea acestui fenomen ciudat a rămas în continuare un mare mister. Acest fenomen, atribuit urmelor de zbor ale unor OZN-uri, a fost observat și publicat încă din anul 1885, atunci când astronomul rus Witold Tseraski l-a observat pentru prima dată. Unul dintre cele mai extraordinare evenimente relatate de cosmonauții ruși s-a petrecut în anul 1984 la bordul stației spațiale Salyut 7. În acea perioadă, autoritățile, jenate de consecințele relatărilor, au trecut urgent cu vederea peste eveniment, dar totuși o revistă sovietică de știință a avut curajul să publice povestea cosmonauților. Echipajul stației spațiale Salyut 7 era format din 6 membri: Leonid Kizim, Oleg Atkov, Vladimir Soloviov, Svetlana Zavitskaya, Igor Volk și Vladimir Djanibekov. Incidentul a survenit abia în cea de-a 155-a zi de zbor a misiunii spațiale. În timp ce echipajul se ocupa cu exercițiile, testele, observațiile științifice și experimentele medicale care făceau parte din programul spațial, a apărut brusc de nicăieri un imens nor de gaz, de origine necunoscută, având culoarea portocalie. Astronauții au raportat imediat cele petrecute la centrul de control aflat pe Pământ, la Baikonur. Dar norul portocaliu s-a transformat treptat, luând forma a 7 îngeri care păreau că au coborât din rai. Îngerii aveau o înfățișare foarte asemănătoare cu cea a oamenilor, dar în plus aveau aripi imense și aure orbitoare. Imediat jos pe Pământ, savanții au început să observe fenomenul și să îl cerceteze. Dar în timp ce savanții analizau uluitorul fenomen, norul portocaliu a intrat chiar în nava Salyut 7, punând stăpânire pe interiorul ei. Cosmonauții au fost aproape orbiți de strălucirea îngerilor, încât niciunul dintre ei nu mai era conștient de prezența celorlalți colegi. Norul s-a retras, iar vederea le-a revenit la normal. Atunci astronauții s-au repezit să privească prin hublourile navetei ca să vadă ce se întâmpla și afară. Ei au putut observa foarte clar 7 forme gigantice care se aflau în interiorul norului portocaliu. Toți cosmonauții de pe Salyut 7 au mărturisit mai târziu că nu s-au îndoit nicio clipă de faptul că au văzut îngeri. Câțiva membri ai echipajului au remarcat că în acel timp corpurile lor trăiau stări de bucurie și extaz, aproape 10 minute. După acest interval, îngerii au dispărut treptat, împreună cu norul lor portocaliu. Imediat ce echipajul a ajuns pe Terra, el a fost supus unui drastic control medical, mai ales neurologic și psihiatric. Toate testele medicale au indicat faptul că starea de sănătate a astronauților era foarte bună, de asemenea nu existau tulburări psihice. Pentru a preveni un eventual scandal, șefii de la Politburo, cea mai înaltă autoritate guvernamentală care avea rol legislativ și executiv, dar și de reprimare, s-au asigurat că raportul acestui eveniment angelic rămâne secret. Astfel, membrii echipajului Salyut 7 au fost avertizați în mod sever să păstreze secretul legat de acest eveniment, fiindcă îngerii nu există. Raportul care a fost redactat ulterior de către membrii echipajului a fost clasat top secret. Și totuși, cu toate avertizmentele dure, 3 dintre cosmonauți au vorbit,
iar urmarea a constat în internarea lor într-o clinică securizată de psihiatrie, adică la nebuni. În anul 1999, doi cosmonauți ruși au făcut pentru revista Neleo o declarație surprinzătoare. Astfel, cosmonautul Gheorghi Grechko a declarat că a văzut o ființă neumană, dar nici de origine animală, care zbura pe deasupra Mongoliei. Atât Grechko, cât și colegul său Yuri Romanenko au mai afirmat că, în timp ce stația lor spațială zbura pe deasupra insulelor Falkland, au putut observa unele litere uriașe plutind pe cer. Au fotografiat fenomenul și au trimis fotografiile la centrul de la Baikonur. Tot în cadrul aparițiilor misterioase, putem reaminti și primul caz ciudat surprins de cosmonauții sovietici, atunci când Yuri Gagarin și Alexei Leonov au auzit muzică despre care un alt astronaut, Volkov, spunea că nu provine de pe Pământ. Dar la vremea aceea, declarațiile lor au fost ignorate și nimeni nu s-a obosit să găsească vreo explicație. Dar și astronauții americani au avut experiențele lor. Mai mulți astronauți ai Agenției Spațiale Americane, NASA, susțin că în timpul sau chiar înaintea misiunilor spațiale au văzut OZN-uri. Cel puțin 4 astronauți și-au dezvăluit în mod public convingerea privind existența extratereștrilor. Cei 4 sunt Edgar Mitchell, al 6-lea cosmonaut care a pășit pe Lună, Gordon Cooper, unul dintre cei 7 astronauți ai NASA selectați pentru misiunea spațială proiectul Mercury, Dick Slayton, care a făcut și el parte din proiectul Mercury, și Brian O'Leary, pilot pe navetele americane. Astfel, Gordon Cooper a declarat că a văzut în timpul antrenamentelor un OZN care zbura peste o bază americană din Germania. Adept convins al existenței civilizațiilor avansate galactice, Cooper a declarat și a avertizat oficial că trebuie mai întâi să le arătăm că ne putem rezolva problemele în mod pașnic, înainte de a fi acceptați ca membrii ai echipei universale. La rândul său, Dick Slayton a declarat că a văzut un OZN în anul 1951, pe care l-a descris ca pe o farfurie care stătea la un unghi de 45 de grade. Nu aveam nicio cameră, altfel aș fi făcut poze, a spus acesta. După ce a părăsit NASA și a devenit profesor de fizică la Universitatea Princeton, Brian O'Leary a declarat că există dovezi abundente că suntem contactați. Civilizațiile extraterestre ne monitorizează de o lungă perioadă de timp și aparența lor este diferită față de orice tip de perspectivă tradițională materialistă occidentală. Cu câțiva ani înainte să moară, în februarie 2016, astronautul Edgar Mitchell, membru al echipajului Apollo 14, a șocat întreaga omenire făcând o declarație incredibilă. Acesta a susținut că extratereștrii au contactat Pământul de mai multe ori, dar că NASA a ascuns acest lucru timp de 60 de ani. La momentul declarației sale, Mitchell avea 77 de ani și a afirmat că extratereștrii sunt de înălțime mică, ce părea bizară oamenilor, de înălțime mică cu ochi și cap mari. Tot astronautul american susținea că tehnologia noastră nu este nici pe departe atât de sofisticată ca a lor și că, dacă ar fi fost ostili, am fi dispărut până acum. Mitchell a fost primul implicat direct care a confirmat că celebrul incident de la Roswell din New Mexico din 1947, în care s-a prăbușit o navetă extraterestră, a fost real și că fenomene similare sunt în curs de investigare. Dar, la fel ca în Rusia, nici guvernanții americani nu sunt mai cinstiți sau mai corecți, doritori să spună adevărul.
Ei nu au făcut altceva decât să îl blameze și să-l ponegrească pe Mitchell. Doctorul Mitchell este un mare american, dar nu îi împărtășim opiniile despre acest subiect, a declarat purtătorul de cuvânt al NASA. Astfel, și din experiența rusă, dar și din cea americană, se poate trage clar concluzia mistificării, a manipulării și a secretomaniei. În ce scopuri nu se știe, dar putem deduce. Voi ce părere aveți despre aceste dezvăluiri uluitoare ale astronauților? Aștept să mi spuneți în secțiunea de comentarii de mai jos. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție. Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Vă aștept cu mare drag și data viitoare. Pe curând!